Tuberculoza rămâne una dintre bolile infecțioase cu cea mai mare mortalitate din lume, a doua după COVID-19. Mai grav este că în ultimii ani s-a dezvoltat o formă rezistentă la medicamente, fapt ce constituie o mare preocupare pentru medici. Potrivit datelor oficiale, pentru prima dată după două decenii, în Europa a crescut numărul deceselor provocate de tuberculoză și în țara noastră numărul cazurilor este într-o ușoară creștere. Pentru a sensibiliza populația despre riscurile acestei maladii, mai mulți studenți de la medicină au organizat un flash mob în capital. În anul 2019, înainte de începerea pandemiei de COVID, în Republica Moldova s-au înregistrat 2877 de cazuri de tuberculoză, după care în 2020 numărul de infectări a scăzut la 1761. Situația s-a agravat din nou în 2021, când au fost raportate 2067 de îmbolnăviri, iar numărul a continuat să crească și a ajuns anul trecut la 2122. Autoritățile recunosc astfel că incidența mare a numărului de cazuri constituie o problemă majoră de sănătate publică în țara noastră. Peste 50 de studenți viitori medici de la Centrul de Excelență în Medicină Raisa Pacalo și de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu au organizat un flash mob pentru a sensibiliza opinia publică și pentru a determina autoritățile să intensifice eforturile pentru un tratament mai eficient al tuberculozei. La noi în ziua de azi spune, mă doare ceva, las mă duc mâine, poi mâine și așa se agravează. Și când ajunge la medic, deja e în ultima stadie și nu mai putem face nimic și superă pe noi. Împreună cu colegii mei din colegiu ne-am adunat aici cu scopul de a promova un mod sănătos de viață și de a informa societatea cu privire la măsuri de combatere, măsuri de profilaxie a acestei boli. Tot astăzi, în scoarul unui centru comercial din capitală, doritorii și-au putut face un screening radiologic pulmonar, dar și să consulte medicul ftiziopneumolog. Nu s-a întâmplat nimic, însă după mai multe boli prin care am trecut, vreau să știu dacă plămânii mei sunt curați. Odată în an fac testul. Tusea încă persistă și vreau să mă asigur că totul este bine. După infecția de COVID-19 am înțeles că trebuie să avem mai multă grijă de noi. Anul trecut am răcit un pic, așa că este bine să mă verific. Prin acest eveniment noi dorim ca să sensibilizăm populația la apariția primilor simptome de tuberculoză ca să se adreseze la medicul de familie. Simptomele tuberculozei sunt tusea cu urme de sânge, sputa, febra, oboseala cronică, transpirația nocturnă și scăderea în greutate. În ciuda tratamentelor tot mai sofisticate, tuberculoza continuă să facă ravagii la nivel mondial. În Republica Moldova, în anul 2022, incidența bolii a constituit 68,9, iar mortalitatea de 6,7 la 100.000 de oameni.